Cât ar costa benzina sau motorina la pompă dacă nu am avea taxe, accize, TVA? Am căutat niște informații legate de prețuri la accize, care, apropo, în 2024 se majorează cu rata inflației, adică aproximativ 14%, mai exact 13,8%. What? What Despre asta calculăm puțin spre finalul clipului. Am scris pe hârtie am calculat niște lucruri manual, am găsit uh, câteva informații și le-am actualizat eu la prețurile noastre actuale. Ca să vă faceți o idee, cam cât de mult ne jefuiește statul român. Cei drept nu doar statul român, și în alte state europene cam aceeași poveste, poate chiar un pic mai rău. Zilele trecute am trecut pe lângă un petrom și am văzut un preț mai mic. Petromul este printre cele mai ieftine din România, în special în weekend. Iar din 6 ,98 lei 98, cât am văzut eu zilele trecute la un Petrom, cea mai ieftină benzină, am căutat cât costă accizele și am găsit pe mai multe site-uri. E amuzant că am găsit accize 2023, care au fost reduse de la cât erau în 2022, benzină cu plumb, 2083,07 lei pe 1000 de litri. E amuzant pentru că din 2021 nimeni în lume nu mai vinde benzină cu plumb. Și atunci, de ce statul român îți dă acciză la benzină cu plumb? A rămas în urmă cumva amuzant. Bun, benzină fără plumb, 1776,30 lei la 1000 de litri, respectiv motorină, 1734,66 lei pe 1000 de litri. Asta înseamnă că la un litru de benzină avem 1,77 lei aproximativ respectiv la motorină 1,74 lei. Ca să calculăm prețul corect la benzină, deci vă învăț să calculați voi singuri pentru că cu siguranță prețurile se vor mai modifica, adică vreau să văd cât va fi la an, chiar sunt tare curios. Deci avem 6,98 lei minus cât este acciza 1,776, avem 5,204 lei, cu TVA, dar fără acciză. Deci după ce scădem acciza, împărțim prețul ăsta de 5,204 la 1,19 și avem prețul de 4,37 lei de bani per litru de benzină. La motorină era ceva mai scumpă, tot la petrol am văzut, sunt cea mai ieftină motorină, pe la 7,76 lei, 7,73 lei pe acolo. Asta înseamnă că la motorină dacă scad 1,734 avem 6,02 lei, 6 lei per litru și dacă împar la 1,19 să văd cât e fără TVA, ar veni 5,06 lei litrul de motorină. Asta este prețul practic net al comerciantului de carburant, care include salarii, costuri, chirie, logistică și, și o marjă de profit. Adică, efectiv, costul de bază al petrolului, al, al unui de benzină e mic, adică ne ducem la 2 lei, 3 lei, nu știu dacă are, nu știu, dacă, nu știu acum la Adaus efectiv cât are uh, comerciantul, dar un leu 50 dacă are, un leu dacă are la litru Adaus, nu vorbesc profit, vorbesc de Adaus, înseamnă că costul lui ar trebui să fie poate chiar sub 3 lei, ceea ce este foarte interesant că plecăm de la 3 și ajungem la 7, iar la anul s-ar putea chiar 8, am avut 8. Dacă vorbim de carburanți mai scumpi sau premium, discutăm deja despre 9 lei. Iar la anul, accizele se majorează cu 14%. Asta înseamnă că acest 1.776 la anul va deveni, o să pun exact 13,8. Mulțesc cu 1,138, deci asta va fi 2,02, deci 1.776 ori 1.1 înseamnă de la 1,77 la 2,02. Adică, mai exact, înseamnă 24,5 bani la benzină, iar la motorină avem bănuiesc că e destul de asemănător. 7,34 ori 1,138 1,97 deci minus cât era asta, 1,734, 24 de bani la motorină și 24,5 bani la benzină. Acum, deci cam asta este prețul carburanților fără accize și fără TVA. 437 respectiv 506. Dacă ne ducem aminte, 4,50, 4,80 era prețul cu totul, cu TVA și accize, în 2020 în lockdown. Deci dacă scădeam de acolo un leu și ceva acciză și cu TVA-ul, petrolul nostru era, adică efectiv litru de benzină, Cred că era undeva la, fac așa o, o, o estimare așa, nu foarte exactă, dar un 4,5 cât era la pompă, țin minte, 4,40, 4,50, 4,70, minus să zicem 1,50 leu acciza și împărțit la 1,19, prețul la unitul de benzină atunci era undeva la 2,52 deci foarte, foarte mic. Practic noi plătim din 6,98, deci dacă scădem 4,37 uh, și împărțim la 6,98, 37,3% din prețul pe care noi îl dăm la pompă este, uh, adică reprezintă taxe și accize. 37,38%. Asemănător este și în alte țări, în Germania, și în Austria, și în Franța, și în Luxemburg, și în Olanda, carburanții sunt chiar peste 2 euro. Adică și am fost cu mașina în afara țării, am alimentat la diverse benzinării, am băgat carburant de performanță de la OMV spre 2 euro m-am dus. Adică în afara este și mai rău, în zona euro este și mai scump carburantul. Așa că la anul îi vom avea mai scumpi cu cel puțin 25 de bani. Iar prețul petrolului, pe lângă faptul că este influențat de cât e TVA-ul, cât e acciza, influențat și de cât sunt salariile, cât este chiria, cât cer transportatorii pe transportul țițeiului, alte lucruri locale. Este influențat de asemenea și de prețul barilului, Brent Crude oil mai exact. A fost 150 în 2008, dar era în lei, dolarul era mult mai mic, deci era 3 lei și ceva în dolar, nu aproape 5 cât e acum. 4.70 sau cât e cursul la momentul filmării 1 noiembrie. Iar în 2020 a fost undeva la 30 de dolari, barilul a scos -se, chiar la 22. Era mult petrol pe piață, nimeni nu putea să-l consume, că toți eram în casă și a fost o ofertă foarte mare și o cerere foarte mică și a apărut o scădere brutală a prețului. După care s-a dus pe la vreo 100 și ceva, iar cu războiul din Ucraina, petrolul a fost anul trecut peste 116 dolari. El tinde să crească destul de uh, mult când apare un conflict, apare un război și tinde să scadă atunci când apare o recesiune pentru că automat oamenii sunt speriați, consumă mai puțin, nu mai pleacă în concedii, uh, se cuplează câte 2-3, merg mai mult pe jos și fac tot felul de artificii ca să-și reducă foarte mult consumul și cheltuielile și atunci uh, cererea pentru petrol scade și uh, Evident că și prețul la baril mondial scade dacă acest, acest comportament este cumva la nivel mondial. Adică în 2008 a fost o criză mondială care a ținut teoretic până în 2011, 2000, fapt 2009 apare că a fost, dar ea a ținut la noi chiar până prin 2015, adică prețul la imobiliare a scăzut constant până în 2015, n-au fost doar 2 ani și atât. În fine, deci cât a fost recesiune Prețul la a scăzut. Când începe războiul, petrolul crește. Iar acum, petrolul din nou, barilul a fost vreo 60-70 în vară, iar acum a început din nou să se ducă spre 90, iar având în vedere încotro ne ducem, să se ducă din nou peste 100, adică dacă am avut 150 în 2008, putem avea 150 și în 2025, adică sau în 2024, nu e. Deci, contează din nou, aici vreau să ajung. Prețul la, la baril influențează foarte mult uh, prețul la pompă final, respectiv în lei, că trăim în România, plătim în lei, contează foarte mult și cursul USD-Dolar. Momentan, petrolul la nivel mondial este cumpărat cel mai mult în dolari. Este conceptul de dolar. Și atunci, dacă, pf, cum să zic, când a început războiul, do dolarul era 5-0 ceva, 5 un pic, 5,1. În dolari barilul era foarte scump și eram cumva în România afectați din două părți. Și dolar puternic și baril în creștere. Dacă scade dolarul și scade barilul, la pompă ați văzut că prețul se ajustează. Adică a fost o s-a dus 6 lei și ceva, a mai fluctuat. A devenit mai scumpă motorina cu aproximativ 10% pentru că, na, aparent e mai multă cerere pentru motorina. Pentru că, cel puțin în Europa, pe benzină circulă doar mașinile, autoturismele. Pe motorină ai și autocare, motostivuitoare, utilaje, tancurile lui Putin, care consumă 3-400% că am făcut eu un calcul, și ă, tiruri, transporturi comerciale, toate se bazează pe motorină. Deci, practic, motorina ă, mută lumea, Benzina este pentru autoturisme cel puțin deocamdată. Și chiar dacă să zicem că toți ar avea autoturisme pe benzină, evident consumurile sunt destul de mici, adică media cred că sub 10. La tiruri, camioane, utilaje, un tir încărcat consumă și 40 de litri la sută de motorină. Și automat, cumva, consumul e mai mare de motorină decât cel de benzină sau cel puțin cererea. Așa pare din preț. Dacă e mai scumpă motorina, înseamnă că cererea e mai mare pe motorină. În SUA mai mari pe benzină pentru că acolo au motoare mari și mai multe mașini pe benzină, per total. Da, în sfârșit, cam asta este prețul și așa îl calculăm. Din prețul de la pompă scădem acciza, împărțim la 1,19 și obținem prețul în lei cumva brut. Prețul pentru carburant pe care în mod normal dacă n-ar fi TVA și accize, prețul ăla ne-l ar vinde comerciantul de Și ar fi destul de tare să avem 4 lei 40, 4 lei 50 prețul la benzină sau, nu știu, la motorină, să avem 5 lei. N-am mai văzut 5 lei din 2020 și nici nu o să mai prea curând. Aștept părerea voastră mai jos, vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.